Navele civile din apele românești sunt în pericol, o spune chiar șeful armatei române. Acesta avertizează că oricând embarcațiunile pot fi lovite de rachete sau drone folosite de ruși. Mai mult, generalul Daniel Petrescu susține și că rușii bruiază GPS-urile navelor, fapt care poate produce ciocniri în larg. There is a constant risk associated to the increase of probability for incidents at the NATO borders, such as a possible failed missile or drone launch. Romania's infrastructure or commercial ships inside territorial waters could potentially be hit by accident. The Russian jamming activities are constantly being active, affecting the GPS communication and posing a risk of collision to the transiting ships inside Romanian territorial waters or entering the restricted areas for navigation notified by Russia, making them vulnerable to escalatory measures. Discutăm subiectul împreună cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Ce ne transmite șeful armatei? Să fim pregătiți pentru orice, să fim pregătiți pentru incidente precum cele pe care le-am văzut deja cu drone care pică și pe teritoriul românesc? Da, cred că e o evaluare foarte onestă a situației. Nu e o alarmă, nu e o alarmare, nu este un îndemn la panică, dar este o evaluare a situației venită din partea unui profesionist. Și până la urmă o dovadă de transparență de care societatea românească are nevoie, aliații noștri au nevoie, nu că n-ar cunoaște situația. Dar aș insista pe necesitatea ca cetățenii români să conștientizeze faptul că prezența noastră în proximitatea unui război ne predispune la astfel de la o situație în care se ducă inclusiv la bruierea semnalelor GPS pentru navele noastre, dar fiindcă suntem uneori la câteva zeci de metri de locuri unde cad bombe, lovesc rachete. Mi se pare... expunerea a fost una binevenită. Vi se pare că suntem și proactivi în legătură cu asta? Adică, nu știu, că am luat niște măsuri, am mutat acolo niște aparatură, am făcut niște upgrade-uri în ideea de a fi mai pregătiți? Vă rog. Da, e clar că s-au făcut și chiar este disponibil inclusiv pe știrile digi.ro un comunicat Reuters, al agenției Reuters, care vorbește despre grija pe care armata română o are pentru a localiza eventualele pericole, astfel încât să nu devină un subiect de coliziune. Depinde unde te uiți, interesele. Domnule ministru, da. La fel astăzi am avut un invitat, un reprezentant al pescarilor, practic oameni care din asta trăiesc de zeci de ani acolo pe litoral și spun că nu se face destul, că trăiesc cu panica, că dau în acele mine care plutesc, cele eșuate în apele mării, că se mai prind în plasele lor și că li se pare că statul român, adică nu-i pe românește, nu-i văd pe soldați, pe cei din armată roind în jurul lor, căutând aceste mine și se simt neprotejați. Aici trebuie să vă mărturisesc că orice s-ar face nu pot liniști pe toată lumea. Vă dați seama, cei care merg acolo sunt profesioniști ai războiului. Pescarii de care vorbit sunt oameni care s-au născut în timp de pace, au trăit în timp de pace și evident că oricare dintre noi ne speriem la cel mai mic zgomot suspect. Pe când soldații care merg sau piloții detașați sau cei cu radiolocația sunt profesioniști. Acum, dacă oamenii n-au încredere în profesioniști, altceva. Și trebuie să înțelegem pe oameni că se tem, dar în egală măsură trebuie să explicăm tuturor concetățenilor noștri că este vorba de prezența noastră în apropierea unui război. Dar credeți că vor înțelege? Aici mă refer la faptul că dacă mai apar genul acesta de incidente, știți că se va da apă la moară teoriei cu pacea, să fie pace, să cedeze Zelenski, da, să nu mai zboare nimic. Aveți dreptate, sigur că da, dar cred că altă soluție n-avem decât aceea de a le repeta tuturor că, din câte știm, acest război n-a fost provocat de Zelenski și ai cere să facă acum concesii pentru siguranța noastră sau pentru liniștea noastră, e totuși puțin cam mult. Că ne dorim pacea este altceva, că dorim securitatea pentru oamenii noștri din Delta, din
Dobrogea, din Tulcea, este cu totul altceva, dar în egală măsură trebuie să înțelegem că se joacă destinul unei țări, unei țări vecine, și își joacă ei acolo, joacă existența ca popor și ca stat. Ultima întrebare, datoria armatei române, credeți, ei sunt niște profesioniști, da, plecând de la premisa asta, să și comunice mai bine, pentru că genul acesta de declarații, precum cea de la care am pornit discuția, da, e luată dintr-un context, acolo era o altă conferință, se vorbea și în limba engleză, mai rar spre niciodată am văzut comunicări directe cu românii ai șefilor din armată. Da, în fine, nu știu ce să spun. Vedeți, dumneavoastră, a fost o vreme în care orice bărbat din țara asta, după 18 ani, făcea armata. Nu mai e cazul, din delta Dunării până în vârful muntelui. A cere armatei să explice pe înțelesul tuturor e un lucru și trebuie să o facem. Dar aș spune că e o responsabilitate mai largă a noastră, a celor care vorbim pentru media, a oamenilor din presă, cum sunteți dumneavoastră. Poate că într-un fel noi trebuie să transmitem sau să traducem oamenilor ceea ce iată spun ofițerii noștri, uneori în engleză, alteori în română. Alt impact are atunci când îl vezi pe omul în uniformă. E adevărat, dar oamenii trebuie să înțeleagă și faptul că trebuie să avem încredere în autorități. Autoritățile nu ne vor rău, inclusiv șefii armatei noastre, cei pe care îi plătim ca să ne apere, plecând de la ideea că nu ne vor rău. Dacă noi credem și credem teoriile conspiraționiste de pe Facebook, asta o facem pe riscul nostru. Știți că și asta se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mergem mai departe.